Basketbaliștii din la CSU Ploiești vor avea parte de susținere în jungla mureșană. Pentru prima dată în acest sezon, fanii campioanei României au parte de o deplasare organizată la Târgu Mureș. Meciul va avea loc mâine, 14 februarie, așa că suporterii pot petrece un alt fel de Valentine's Day. Clubul Ploieștean pune la dispoziția celor interesați un autocar cu 70 de locuri. Tot atâtea bilete au rezervate în sectorul alocat galeriei Blue Generation. Plecarea va avea loc în ziua meciului și întoarcerea imediat după încheierea partidei. Costurile de plasării vor fi suportate integral de clubul ploieștean. Pe lângă susținere, Burlacu și coechipierii săi astăzi au un sărbătorit printre ei. Sârbul Boian Popovici împlinește 31 de ani, ocazie cu care CSU se Soft îi urează la mulți ani și îi dorește să obțină cât mai multe trofee în echipamentul al balbastru. Popovici și ceilalți jucători vor evolua în fieful tigrilor mureșeni, partida fiind derbiul etapei a 18-a a Ligii Naționale. Ploieștiul și Mureșul sunt despărțite de un loc și de un punct în clasament. Trupa antrenată de Dado Nautovici ocupă poziția secundă cu 30 de puncte, iar formația mureșeană este pe 3 cu 29.